Acum, cele necesare pentru pescuitul la Method Feeder. Method Feeder este pescuitul favorit de feeder pentru pescuitul la pălți. Pentru Method Feeder, în afară de momitor, este nevoie și de o matriță compatibilă și... Matrița ajută la camuflarea momelii de cârlig și la presarea uniformă a nadei pe Method. Mai este nevoie de o agrafă rapidă, care face legătura dintre firul principal și cârligul gata legat cu fir textil sau monofilament. Totuși, recomandarea este să fie legat cu fir textil, pentru o mecanică mai bună. În general, se folosesc momele artificiale, colorate, de mici dimensiuni, fiind atașate de țepușă sau de banda elastică. Nada pentru Method este de două feluri. Pe bune, nici azi. Ground bait și peleți. Ground bait-ul ajută la o dispersare mai rapidă a nadei în apă, în timp ce peleții se disipă mai lent. Pentru început, recomand ground bait, deoarece este mai ușor de pregătit și mult mai accesibil. Și acum suntem gata să capturăm primul nostru pește pescuind la feeder.